La cireșe, de Ion Creangă. Odată, vara, pe aproape de moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miaza mare la moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe. Căci numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat era câte un cireș văratic care se cocea pălea de duminica mare. Și mă chitesc eu în mine cum s-o dau ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac a cere pe Ion să ne ducem la scăldat. Nu e acasă, Ion, zise mătușa Mărioara. S-a dus cu moșul tău Vasile sub cetate, la o chiuă din Codreni, să aducă niște sumani. Căci trebuie să vă spun că la Humolești torc și fetele, și băieții, și femeile, și bărbații. Și se fac multe giguri de sumani, și lăi, și de noaten, care se vând și pănură și cusute. Și acolo, pe loc, la negustori armeni, veniți în adins din alte târguri, Focșani, Bacău, Roman, Târgu Frumos, și de pe Aiurea, precum și pe la Iarmaroace, în toate părțile. Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii, răzești fără pământuri și cu negustoria din picioare, vite, cai, porci, oi, brânză, lână, oloi, sare și făină de păpușoi, sumane mari, genunchiere și sărdace, ițari, bernevici, cămeșoaie, lăicere și scorțuri înflorite, ștergare din borangic alese și alte lucruri ce le duceau lunea în târg de vânzare sau joia pe la mănăstirile de maice, cărora le vine cam peste mână târgul. Apoi, dar mai rămâi sănătoasă, mătușă Mărioară, vorba de odinioarea. Și îmi pare rău că nu-i vorul Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scaldăm împreună. Dar în gândul meu, știi că am nimerit-o, bine că nu-s acasă, și de n-ar veni de grabă și mai bine ar fi. Și, scurt și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună ca un băiat de treabă, ies din casă cu chip că mă duc la scăldat, mă șupuresc pe unde pot și, când colo, mă trezesc în cireșul femeii și încep a cărăbăni la cireșe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Și cum eram îngrijit și mă sileam să fac ce-o-i face mai degrabă, ia ca mătușa Mărioara, cu o jordie în mână, la tulpina cireșului. Da bine, diavole, aici ți-i scăldatul, zise ea cu ochii holbați la mine. Coboară-te jos, tâlharule, că tu-i învăța eu. Dar cum să te cobori, căci jos era prăpădenie? Dacă vede ea și vede că nu mă dau zvrrr de vreo două, trei ori cu bulgăr în mine, dar nu mă chitește. Apoi începe a se aburca pe cireș în sus zicând: Stai, măi, porcane, că te căptușește ea, Mărioara, acuși! Atunci eu mă dau iute pe o crangă, mai spre poale și odată fac zdup în niște cânepă care se întindea de la cireș înainte și era crudă și până la brâu de înaltă. Și nebuna de mătușa Mărioara, după mine, și eu fuga iepurește prin cânepă și ia pe urma mea până la gardul din fundul grădinii, pe care, neavând vreme să-l sar, o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugind tot iepurește, și ia după mine până în dreptul ocolului, pe unde mi era iar greu de sărit. De pe laturi, iar gard și hrăsita de mătușă nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului. Cât pe ce să pună mâna pe mine? Și eu fuga și ea fuga, și eu fuga și ea fuga, până ce dăm cânepa toată palancă la pământ, căci, să nu vă spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânepă, frumoasă și deasă, cum îi peria de care nu s-a ales nimica. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, se încălcește prin cânepă, ori se împiedică de ceva și cade jos.
Eu atunci iute mă răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri mai potrivite, mă zvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins, și îmi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar mai în deseară, ia ca și Moș Vasile, cu vornicul și paznicul, strigă pe tata la poartă, îi spun pricina și îl cheamă să fie de față când s-a ispășit cânepa și cireșele. Căci, drept vorbind, și Moș Vasile era un cărpănos și un pui de zgârie brânză, ca și mătușa Mărioara. Vorba aceea, a tunat și a adunat. Însă degeaba mai clămpănesc eu din gură. Cine ce are cu munca omului? Stricăciunea se făcuse și vinovatul trebuia să plătească. Vorba aceea, nu plătește bogatul, ci vinovatul. Așa și tata a dat gloabă pentru mine și pace bună. Și după ce a venit el rușinat de la ispașă, mi-a atras o chelfăneală ca aceea zicând: „Na, satură-te de cireșe! Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu pe urma ta?” Și ia ca așa cu cireșele. S-a împlinit vorba mamei sărmana, iute și de grabă, că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furțișag.